Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din 30.07.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Recording in progress. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului de urmare a ședinței ordinare din data de 27.06.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu număr de 17 voturi, procesul de urmare a ședinței ordinare din data de 27.06 a fost adoptat. Aprobarea procesului de urmare a ședinței extraordinare din data de 22.07.2024. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abține, cu un număr de 17 voturi pentru procesul de urmare a ședinței extraordinare din data de 22.07.2024 a fost adoptat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea procedurii locale de venituri și pierderea aromatului Bermănești și județul Bacău pe anul 2024. Menționez că pe comisiile de specialitate, pe cele trei comisii, avizul a fost favorabil. Dacă sunt intervenții, vă rog. Dacă aveți ceva întrebări, ceva de clarități? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține. Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a fost adoptat. Punctul numărul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, baza proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economice și a revizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul școală generală numărul 2, Bermănești, la Rachinii numărul 62. Precizez că este finanțat în administrația fondului pentru mediu, iar pe cele două comisii de specialitate a fost aviz favorabil. Dacă sunt intervenții? Întrebări ceva? Dacă nu, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, construire și dotare dispensar în orașul Bermănești, strada Dumbravei, județul Bacău. A primit aviz favorabil pe cele două comisii. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de mobilitate urbană durabilă 2023-2030 pentru orașul Bermănești, județul Bacău, finanțat prin BNRD din componenta 10, Fondul Local Investiția 1.4, slash elaborarea actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. În cadrul comisiilor de specialitate, cele trei comisii, avizul a fost favorabil. Intervenții, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 8, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și schemă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnice, economice, baza agrarie, în vederea realizării obiectivului de investiții, construire piste de biciclete de Mamiș Povero, în orașul de județul Bacău, finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu. A primit aviz favorabil pe cele trei comisii de specialitate, dacă sunt intervenții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din certificatul agricol asupra suprafeței de teren de 33.874 m2.
Din totalul suprafeței de 385.153 m² teren extraordinar, categorie de folosință pășune, identificat cu numărul cadastral 66.128, aflatul proprietatea privată a orașului Bărănești, în vederea realizării obiectului de utilitate publică și de interes local, pistă Bob Montan, Copasul Uzului, în orașul Bărănești, județul Bacău. În cadrul celor două comisii de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil, dacă sunt intervenții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Un număr de 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 10 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru asistenții personale persoanelor cu handicap grav și indemnizații de handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești, începând cu 1 iulie 2024. În cadrul celor două comisii de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil, dacă sunt intervenții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 11 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor necesare din bugetul local pentru organizarea manifestărilor culturale artistice dedicate evenimentului Vizirele Orașului Dărmănești, ediția 2024, aprobate prin hotărârea Consiliului Local numărul 100 din 26-2024. În cadrul discuțiilor pe comisie de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil, dacă sunt intervenții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 12 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor șef de promoție din cadrul unităților de învățământ pe universitate pe rază UAT orașul Dărmănești în anul școlar 2023-2024. În cadrul celor două ședințe de comisie de specialitate, a fost favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține. Cu 16 voturi pentru și o abține, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 13 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unor recompense din bugetul local al orașului Dărmănești în bani un total de 7.000 lei copiilor și elevilor pentru rezultate remarcabile la competiții sportive și la olimpiade și concursuri naționale în anul școlar 2023-2024. În cadrul comisiilor de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Este pentru? Domnul Oanea? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 14 de ordinea de zi, secțiune diverse. Deci la diverse avem prezentarea unei informări a centrului de zi. Aștept să intre, l-am rugat pe domnul manager să intre. Dacă sunt alte probleme la diverse, până vine managerul, vă rog. Au fost ploile astea în ultimele zile mai puternice și în spatele bisericii de beton, acolo la Boișnea, s-a înfundat cu podul ăla. Am trimis. Și la biserica din Poiani, în Grătarul, a venit balasul ăla pe Grătar, s-a înfundat și acolo. Pleacă apa pe drum. La jos, acolo pe strada Poie, nu știu ce trebuie făcut, că mereu e unde pe oameni. În primul rând, cetățenii ar trebui să-și curățe șanțurile. Șanțul e curat, sunt necurățate. Șanțul e mic, proia foarte multă apă șanțul și acolo, când ajungi de jos... Debușează. Da. Acum, urmă, tot acolo, în capul străzii la Poie, pe Chimie, un pic mai sus, e pista nouă de bicicletă, undeva e un pic mai jos, când vine apa pe drum și undeva traversează și în partea altă intră în curte mai jos la oameni. Deci acolo, la pista de bicicletă, vine cumva constructorul
să văd dacă nu cumva trebuie ridicat foarte puține piste. Ne uităm, să vedem ce acolo. Problema e că la aceste șanțuri în Poiană, noi când am discutat cu proiectantul, a dat un profil destul de mare a șanțului ăsta colector. Mi s-a părut la toți foarte mare. Se pare că atunci când plouă foarte puternic, e suficient. Da. Ok. Urmă, deci asta le-am notat și am trimis. Da. Și fac mai rog, dar trebuie luat în considerație. Da. Piața de zarzavată de asta nouă, lipsește o toale piețarii săptămâni, n-au unde să ducă și din dimineața, trebuie să stea până după amiază, până așa, și dacă s-ar putea să le faci pe toaletă acolo. Avem dincolo și poți să duc. Da, dar e departe, lasă marfa. Problema noastră e că nu avem canalizare acolo și o toaletă ar trebui să avem și canalizare. Au apărut, cred că știți, că dumneavoastră asta s-au mulțit câini comunitari enorm. Apar că cei mici câini pe toate neamuri, nu știu. Trebuie să găsim o soluție. Zilnic aproape avem câini, ducem la Gov, avem un parteneriat cu ei. Cred că o campanie de sterilizare ar mai trebui făcută, pentru că... Podul de la, cum se ziceam, la Ciurcan, la Abad, de acolo, care trece, au fost niște semne de circulație astea de pe tonaj, care au fost luate, am discutat la domnul viceprimar. Nu știu. Dar nu l-am mai pus nimeni înapoi și nu s-a sesizat oamenii din zonă. Am văzut camioane foarte grele, trec peste podul ăla, să nu avem probleme. Adică ar trebui puse semne de circulație iară. Care au fost luate de acolo, că au fost. Da. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Alte... Da, domnul, vreau să-l interesat. Chiar noi credeam în Papanda, noi de Troiță, este un stâlp al doilea stâlp de la jumătatea Papandii. Filează lampa și... Stâlp elect. Da, filează lampa. Deci lampa defectă, stâlpul nu are. Da, sunt suspici de tot, să facă scoli, să filează de mult. Asta nu e problemă, lasă la truc să dărâm în stâlpul și nu vine nimeni în stâlpul. Deci acolo de vreo... Domnul Stănuleț, dacă ne auzi, revin cu solicitarea la stâlpul ăla de la domnul Balaș, de la Sărătruc. Cartierul Sărătruc. Am făcut de vreo 3 ori discuții pe tema asta. E un stâlp al delgazului inclinat puternic, o să se prăbușească. Deja s-a mai inclinat, acum se vede unul... Poftim? Este dată, da, da. Domnul mulțumesc. Primar, este dată spre... Domnul Primar, la Poian, de aceeași chestie cu un stâlp care e foarte... Deci, să-mi faci scris și acolo, pentru că eu am transmis-o la Delgaz, este dat, așteptăm să vină prestatorul. Alte... Întreabă pe Diaconescu, vine sau nu sună, pe Diaconescu să vină face. La propriu, dacă se poate, vă rog, poate dacă o parte aia de la grup, de acolo de sus, până la scoală, pe ieșa, de ce acolo? Dar nu-i vizibilitatea, pentru că nu poate să fie în acel de la școală până la cruce zona aia, da? De la trăciunea, de acolo până la cruce jos, până aia. Da. Și o grindă, dacă s-ar putea monta acolo, la vertic, în centru, acolo este și la terenul, s-au construit și grădinița. Acolo e și... Am notat, domnul Alexandru. Alte probleme de acum. Păi să vină cu acestea. O să vină. E frică să intre sau ce? Diaconescu trebuie să prezinte un material. Hai, domnul Diaconescu, așteptăm să... Dacă mai sunt alte probleme la diverse, l-am invitat pe domnul Diaconescu să ne prezinte o informare despre activitatea centrului de zi de la, la persoane vârstnice din strada Dumbravei. Te rog, Marius. Să-l bună, bună ziua! Să... Cristi, semnează aia ca să mă ia. Ia, Marius, un loc. Ia un loc acolo. Da, vreau să fac picioare. O să-mi cer scuze să mai citesc. Nu-i bine de acolo, nu te plimbi. De la o anumită vârstă... Stai în lateral acolo undeva. Unele lucruri cedează. Și atunci o să... Stai în fața camerei, de aia zice, o să stai în lateral. E camera. O contează. Eu nu țin neapărat să apă. Deci centru de zi pentru persoane vârstnice în Târmănești are o istorie interesantă, ca să fie elegant în exprimare. Vreme de 30 de ani,
imobilul de acolo a fost lăsat în paragină și a ajuns să arăte așa. După, în februarie 2019, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin organismul intermediar ADR Nord-Est, Primăria Târgănești semnează contractul cu numărul 3825 pe programul operațional regional 2014-2020, axa 8, dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale. După perioada de elaborare, așa cum bine știți, a documentației tehnico-economice, a proiectului, se susțin licitațiile, se efectuează lucrările, iar la finalul anului 2022, imobilul arată așa. În 2023 ar fi trebuit ca virgulă conform organigramei din proiect să se treacă la angajarea personalului aferent care să deservească centrul de zi pentru persoane vârstnice Termănești. Organigramă care, conform proiectului, cuprinde postul de manager, asistent manager, bucătar, ajutor bucătar și kinetoterapeut. Numai că în 2023 Guvernul României emite o ordonanță de urgență prin care posturile în administrația publică locală sunt blocate. Astfel încât în 2023 ne aflam în situația în care aveam un imobil cu tot ceea ce trebuie ca și nivel de dotare, dar nu aveam personalul care să deservească acel imobil. În noiembrie, la sfârșitul noiembrie 2023, se organizează concursul pentru postul de manager și începând cu luna decembrie, eu am devenit manager la centrul de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești. O să fac istoria pe scurt și pe urmă o să revin la activitatea desfășurată la centru. În ianuarie, datele exacte nu cred că sunt foarte importante, ele se găsesc atât pe site-ul primăriei și sunt disponibile și în documentele centrului de zi. În ianuarie 2024, Guvernul României emite o nouă ordonanță de urgență prin care deblochează 30% din posturile din administrația publică și Primăria Dărmănești primește o informare de la Ministerul Administrației, Ministerul Muncii, prin care se deblochează postul de kinetoterapeut, postul de bucătar și postul de bucătar. În ordonanța respectivă se deblochează 100% posturile pentru postul de medic sau asistent medical, dar noi nu aveam un organigram așa ceva, deci nu intram sub acea incidență. Eu aș vrea să fac precizarea, Marius. Vă rog. Acele posturi nu s-au deblocat întâmplător, noi am solicitat prin memorandum. Da, urma să spun. Prin adresa am solicitat în nenumărate rânduri Guvernului României să ne aprobe măcar parțial deblocarea posturilor, pentru că n-am fost la fel în postura de a putea scoate la concurs acele. Deci prin în urma solicitărilor noastre și a autorului din țară, s-a aprobat acel memorandum la nivelul Ministerului de Dezvoltare. Deci, eu chiar ne-am încadram în ceea ce în proiect. Da. Eu chiar ne-am și notat aici, deci Primăria Dărmănești
înaintat către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, adresele 5171 din 25 iulie 2023 și 21290 din 6 octombrie 2023, prin care solicita deblocarea costurilor și atenționa Ministerul asupra faptului că blocarea acestor posturi va atrage după sine retragerea licenței de funcționare provizorii, precum și pierderea finanțării proiectului. Pentru că finanțatorul a notificat prin proiect, nu a notificat, prin proiect, funcționarea propriu-zis a centrului de zi trebuie să se întâmple la un an de zile de la ultima, obligatoriu, în mod obligatoriu, la un an de zile de la ultima tranșă de finanțare. Ultima tranșă de finanțare a fost în noiembrie 2023. Deci, centrul trebuie să funcționeze obligatoriu, în mod obligatoriu, până în noiembrie 2024. Licența de funcționare provizorie care s-a acordat centrului în fază inițială a fost valabilă până în luna mai 2024. În luna aprilie 2024, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii schimbă legislația referitoare la autorizarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice, nu doar pentru centre și pentru alte instituții. Da. Și astfel încât am intrat cu licențierea centrului de zi pe noua legislație. S-a depus la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării documentația necesară pentru obținerea licenței, noi licențe de funcționare provizorii, dar nu au apărut normele metodologice. Astfel încât în dialogurile pe care le-am avut cu Ministerul Muncii, atât eu cât și domnul primar, documentația este depusă atât la registrul electronic al Ministerului, cât și la doamna consilier pentru autorizări. Nu cred că are mare importanță numele dumneavoastră, dar este în trecut în raport. Cu care ținem legătura în permanență și atunci când normele metodologice vor apărea, dacă urmarea normelor metodologice mai este necesară depunerea unei documentații suplimentare, o vom face. Dacă nu, așteptăm licența, noua licență. În termen de 15 zile de la obținerea licenței, AJPIS Bacău va efectua vizita în teren și va propune către Ministerul Muncii acordarea licenței definitive sau neacordarea licenței definitive prin completare și solicită completarea cu documentație suplimentară, dacă este cazul. Cam asta este, să spun așa, istoria neromanțată, păi repede înainte, în detalii, cu nume, numere și de ordonanțe și de legi, se găsesc în raport. Deci, la acest moment, noi așteptăm publicarea normelor de aplicare a ordonanței date în aprilie și după, așa ne s-a comunicat și la Minister și personal am avut discuții, după publicarea normelor, sigur, dacă e cazul, vom completa documentația, pentru că documentația a fost făcută pe legislația veche, dacă e cazul, vom completa, dacă nu, vom obține licența. Da, din discuțiile pe care le-am purtat, sunt trei documente care ar trebui, pe care noi deja le-am făcut. Le-am pregătit. Deci trei documente noi solicită licențiere, noi le avem. Da. În ceea ce privește personalul, pentru postul de kinetoterapeut s-au organizat 4 sesiuni de examen, la care la 2 dintre ele
nu s-a prezentat nimeni. La una dintre ele s-a prezentat un domn de la Bacău, nu rețin numele dumneavoastră, care a luat o notă care nu i-a permis promovarea examenului. La a patra rundă de examen s-a prezentat un domn kinetoterapeut de la Măgura, de la Târgu Ocna, care a promovat examenul, dar care la patru zile după examen, atunci când trebuia să aducă documentele necesare pentru angajare, pentru tocmirea contractului individual de muncă, ne-a anunțat că renunță. În realitate, societatea unde lucrarea a mărit salariul. I-a mărit salariul, da. Era mult peste ce oferea privarea de urmări și ca dar rămâns că rămâne... Da. Urmarea acestui fapt, pentru a nu rămâne descoperiți, pentru că, după cum cred că v-ați dat seama, suntem în situația când îi bască, trebuie căciulă, când ai căciulă, trebuie bască, când le ai pe amândouă, nu mai trebuie nimic. Am încheiat un contract de prestări servicii cu doamna Vrânceanu Ana Maria, din Dărmănești, persoană calificată în funcția de kinetoterapeut, înscrisă în Registrul Național, așa cum prevede legea al kinetoterapeutului, cred că zic bine, da. Nu știu, o fi alt fel de numirea, dar, repet, e specificat aici, pentru a avea personal care să presteze serviciile de kinetoterapie. Să completeze postul. Exact. De asemenea, este angajată o persoană pe post de bucătar. În realitate, acum, dumneai este one man show, ca să zic așa, este și persoana care se ocupă de partea de bucătărie, pentru că din bani proprii am pornit și am făcut acolo niște produse pe care noi considerăm că atunci când beneficiarii vor veni la centru ar trebui să le primească. Respectiv am făcut siropuri de brad, siropuri de cătină, siropuri de păpădie, de salcâm, dulcețuri, astfel încât beneficiarii când vin acolo să primească ceva, să spunem, poate un pic forțat, bio, dar cred că mai corect e natural, să primească ceva natural. În același timp, un imobil de dimensiunea aia însemnează și o întreținere, după cum bine vă dați seama, și periodic se efectuează atât zilnic curățenia, cât și curățenia săptămânală și general. Asta în ceea ce privește personal. În ceea ce privește documentațiile, în luna decembrie, deci după ce am preluat postul, primele lucruri care s-au făcut, conform legii, s-a făcut predarea, primirea imobilului din partea celor care îl aveau în administrare, atât, să spun, mijloacele fixe și obiectele de inventar, cât și documentațiile care s-au întocmit la vremea respectivă, recte autorizația de securitate la incendiu. Iar tot în luna decembrie s-a făcut inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, așa cum prevede legea. În 27 decembrie am organizat împreună cu Direcția de Asistență Socială Dărmănești și o serie de voluntari, un concert caritabil pentru 35 sau 45, pentru un număr de persoane vârstnice, beneficiari ai centrului, unii dintre ei și o parte care s-au înscris chiar în ziua respectivă, un spectacol de colinde. Începând cu luna ianuarie, deci la sfârșitul lunii decembrie, aveam undeva în jurul la 45 de beneficiari care au urmat procedura de admitere în centru de zi, pe care am întocmit-o luna decembrie și care a fost aprobată
așa cum prevede legislația, de către primarul localității vizată, de către secretarul primăriei și de către viceprimar și direcția de asistență socială, care conține acea cerere de admitere în centru de zi, un contract între beneficiar și centru de zi, declarația privind datele cu caracter personal și copiile după documentele din care rezultă datele cu caracter personal, carte de identitate cu pont de pensie, adeverința medicală. Și în luna ianuarie am continuat prin vizite în teren atât creșterea numărului de beneficiari, nu atât, am continuat cu creșterea numărului de beneficiari, astfel încât astăzi avem 108 beneficiari înscriși la centrul de zi. Prin contractul cu finanțatorul, cu Agenția Nord-Est, numărul care trebuie să existe în luna noiembrie este de 110. Deci mai sunt necesare două persoane. Contractele cu beneficiarii sunt disponibile în format fizic și la centru de zi și tabelele cu situația acestor beneficiari s-au transmis în mod regulat către Ministerul Muncii și către Ministerul Dezvoltării atunci când au fost solicitate de către aceștia. Apoi am în luna mai s-a încheiat un contract de prestări servicii cu un asistent social autorizat cu domnul Marius Pavel, care este persoana care ne-a asigurat serviciile de asistență socială, în sensul că împreună am lucrat pentru cele 17 proceduri care există la data asta pentru centru de zi pentru persoane vârstnice tărmănești, cât și pentru instrumentele de lucru aferente. Astfel încât, atunci când vom putea să dăm drumul din punct de vedere legal la activitate și, practic, să primim beneficiari, tot ceea ce însemnează documentație să fie disponibilă și să putem da drumul de a doua zi. Cam, în mare, cam asta e, să spun, istoria neromanțată, pe repede înainte, a centrului de zi pentru persoane vârstnice tărmănești. Deci, la acest moment, dacă îmi permiți, fac câteva precizări, Marius, atât kinetoterapeutul cu care primăria tărmănești are contract de prestări servicii, cât și asistentul social, nu sunt plătiți. Deci ei, practic, în momentul în care vom obține licenția, îi vom plăti și pe acești oameni la comandă. La comandă. Deci noi am semnat un contract cu ei, avem, nu mai știu ce exact, ce cost pe oră, dar cu siguranță suntem la momentul ăsta în situația în care ne prestăm niște servicii, pentru că centrul nu este autorizat, nu este licențiat, nu plătim acest cost. În schimb, pro bono, asistentul social, da, am dormit împreună cu Marius și cu echipa care e acolo. Toate acele proceduri sunt, așa cum spuneam, 17 proceduri avizate la centru. Cele 17 proceduri au fost făcute după legislația care, cel puțin până în aprilie, a fost în vigoare. Am solicitat imediat cum apar normele de aplicare a ordonanței noi, dacă necesită să întocmim noi proceduri, să completăm. Da, și face, tu, Pavel, dacă îmi permiteți, face la rândul dumneavoastră are colaborări cu mai multe centre, instituții și centre și e în contact și dumneavoastră cu, fie cu secretar de stat, fie chiar cu doamna... Da.
Deci la, de la autorizări de la Ministerul Muncii. Deci la momentul ăsta, practic, echipa cu cele două contracte de prestări servicii poate fi autorizată, adică avem și completă, avem și asistentul. Am mers pe ideea de a face aceste contracte de prestări servicii pentru că ele, în urma concursurilor pe care le-am întâlnit aici, nu s-au putut ocupa aceste posturi, fie kinetoterapeut a venit și a luat nota 3, fie a venit altul și a luat notă de trecere și a mărit salariul, și ca să nu ne trezim că nu avem, că apar normele, după aia nu avem personal și așa mai departe. Eu, din ultima discuție pe care am avut-o la Minister, mi s-a comunicat că în luna august aceste norme vor apărea, că până la 1 septembrie cu siguranță vom fi licențiați dacă îndeplinim tot ce cere normativul și că n-ar trebui să ne facem probleme că în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, când expiră un an de zile de la ultima plată, nu avem licența. Pentru că dacă până la un an de zile de la ultima plată nu obținem licența, putem avea o problemă. Sigur că noi am notificat și finanțatorul, pentru că sunt lucruri care nu țin de noi. Faptul că în cursul anului 2023 au fost blocate aceste angajări, nu am avut practic cum să facem angajări. Da, eu cred că la acest moment, dacă apar norme, așa cum am spus, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Dacă sunt întrebări. Dacă îmi permiteți mie câteva întrebări. Ați spus că la momentul în care ați primit licența de funcționare provizorie, aveați un număr de 108 beneficiari în centrului. Înțeleg așa bine? Nu. Deci, acum aveți 108. Acum sunt 108 beneficiari. Iar în proiect sunt 110. Iar în proiect trebuie să atingem 110. Bun, dar pe perioada funcționării provizorii, câți beneficiari aveați? Pentru că atunci aveați licență. Câți beneficiari aveau? Atunci am înscris 40 și 5 ulterior au fost înscris încă 25, încă 30. Deci vă spun eu cum e. Pentru a putea obține finanțarea, noi am avut nevoie de o licență. În acea licență ne-au întrebat câți beneficiari veți avea după ce implementați proiectul. 110. Deci acea licență provizorie a fost acordată pentru a putea implementa proiectul. Pentru serviciul de social. Serviciul social, dar pentru a putea implementa proiectul a fost document de calificare la finanțare. Eu nu asta voiam să întreb, dacă nu poate l-am înțeles eu, da. Eu voiam să vă întreb dumneavoastră, în calitate de manager, pentru beneficiarii din centru de zi care sunt acolo, există fișă de evaluare inițială? Pentru că am înțeles că aveți încheiat contract de servicii și probabil o dispoziție de admitere. Există fișă de evaluare inițială? Există modelul de fișă de evaluare, dar nu există nicio fișă de evaluare completată. Pentru că nu s-a dat drumul la activitate. Bun, pentru că în momentul în care beneficiarul vine, atunci parcurge toate etapele. Semnează contractul, se face întocmește fișa de evaluare, merge către kinetoterapeut, urmează... Se întocmește un plan individualizat de care se... Există toate instrumentele de lucru. Care se evaluat, le-ați întocmit. Eu ajutându-l pe domnul Pavel. Există și o procedură privind evaluarea beneficiarilor? Ați spus că sunt 17 proceduri. Există privire, bănuiesc și o procedură privind evaluarea beneficiarilor. Sigur. Ok. Vă doresc succes. Mulțumesc pentru prezentare. Rămâne să ne invitați la o dulceață și un pahar cu sifon. Că acum dacă avem și dulceață naturală... Acum, domnule, eu v-aș invita cu mare drag la mine acasă, știți? Nu e rea ideea. Dar nu știu dacă dumneavoastră vă încadrați la categoria de 65 de ani. Nu, mă refer la categoria de invitat. Sau din partea... Am înțeles. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu te ok. Nu. Exact. Mulțumesc pentru participare. Declarăm ședința ordinară, ședința ordinară de data de 30 a 7 a 24 zile. Mulțumesc, bună ziua. Zi frumoasă.